bună ziua! Și mă numesc Moș Alexandru Mernic. Deja se mai repetă așa, ca să fim cunoscuți, că mă ating cel precedent tot pe Alexandru Mernic a fost și nu se deosebește. M-a făcut să vin astăzi, am avut cu totul altceva de vorbit, dar aseară și azi dimineață, privind televizorul, am decis să mă implic în ceea ce se face acum, ce se vorbește pe la televizor și pe la... Și desigur că Dodon ne otrăvește viața, această urgie, Dodon ne otrăvește viața, așa cum Iacov ne-a otrăvit-o de 30 de ani, Dodon mai puțin, nu știu, 20 sau cât acolo. Dar ei toți ne otrăvesc viața, așa, cu și replicurile lor, cu minciunile lor, cu tot cele. Dodon, când a venit la putere, a dat-o jos pe Maia Sandu, primul lucru și-a făcut, a spus că el dă câte 600 de lei la pensionari. Nu câte 600, câte 700. Apoi mă întreb eu și întreb pe voi, cetățenii Republicii Moldova, câte minte trebuie să ai, ce studii trebuie să ai, ca să așa se hotărăște așa un lucru mare, că plăcătnuc de adea 600, dar tu 700 dai mai mult o leacă. Se poate oare un om normal să facă lucrul ăsta? Numai cât, nu știu, un ticălos absolut, înțelegi, face. Un om normal aș veni și a spus, oameni buni, țara e greu pentru țară, nu sunt bani, au furat miliardul, noi ne dorim să scoatem ceva, dar dat fiind faptul că Plăcătniuc a promis, am să vedem astea câte 600 de lei. Dar dacă s-ar putea, așa, el a promis de două ori câte 600 sau câte 700 pe an, taman iese la 12 luni câte 100 de lei la pensie. Pune, domnule, 100 de lei la pensie și omul să nu vii, să nu aștepte pomana ta, nerușinatule, așa, cu pomana îmblat și așa, până la tine și aici, și tu acolo, cu pomenii este. Oare noi putem să ne numim oameni dacă noi vrem pomenii, așteptăm pomenii, așa, numai câinii așteaptă la grădină acolo, ia, câinii așteaptă sub gard să-i dai o bucățică. Așa ne au pe noi dodonii aceștia, ne au de câini, de câini. Nemernici, înțelegi, și noi să așteptăm când ne-or da ei. Parcă dau de la dinși, înțelegi, sau de une. Usatul acela, măcar că o câștigat cândva pe Rusia și mai dă ceva, au spus, da. Aici tot din bugetul nostru, eu și dau. Așa, o nenorocire mare peste noi a căzut și este, nu știu când o să scăpăm de toate nevoile este. A spune acum un pic despre dvoievlastie. Cred că fiecare înțeleg cuvântul ăsta, dvoievlastie. Când a fost dvoievlastie? Când Maia Sandu era în Parlament și făcea guvernul, alt guvern, înțelegi, acolo s-o cotea că el protesta, nu știu ce face el acolo. În dvoievlastie asta... Dualism de putere. Da, nu care așa. Și spune-i ortașii ăștia alu Dodon și Dodon singur că ei ceva au făcut, n-ați făcut voi nica. În momentul ăsta numai cât glasul limpede și ferm al lui Maia Sandu, așa, ținea pe toți, îi țineau în asta, îi țineau la lucru acolo, la slujbă. Ortașii lui Dodon ridicau mânuța numai. Dodon nu știa unde să ascundă. Dodon maică vroia să ascundă sub fusta lui Maia Sandu. Bătrânci acela măroși și nu știu cum acolo, și așa l-a spune, dar și toți uita între părțile, ori nu vin să ne răsteze. Dacă uitați, să vă uitați pe la televiziuni de pe vremea aceea și să vedeți toate lucrurile astea. Și ei numai cât ridicau mânuțele și acum au obrăznicia aceea să spui că ei l-au fugărit pe Dodon și nu știu și mai acolo. Plăcotniuc. Da. Dodon se laudă. Da. Dodon la, dar cum se vorbește, iar eu nu știu, dar se vorbește și cred eu că așa și-a fost. S-a întâlnit cu Plăcătniuc undeva la muntele Atos acolo sau pe undeva, se întâlnesc cu orice caz. Și replicurile este așa,
cum nu mai știu cum să-i numesc, înțelegi, pe niște oameni, înțelegi, care sunt toți scoții ăștia, caută cum să iasă, cum să apere unul pe altul. Am avut dușmani, am avut și sunt prieteni din nou. Alte poveste cu Dodonul ăsta, o scuzați, vă rog, Dodonul, pensie de două ori. Iar așa întreb, câte minte trebuie, domnule Dodon? Și studii trebuie, măi, ca să dai așa o inițiativă, că, de pildă, asta, Voronin dădea câte 15% odată, dar tu de două ori de, înțelegi, odată 3% și odată 1%. Așa, cum se dă limba, gura să mergi prin sate acum, să spui că tu ai făcut propunerea astea, azi, inițiativa ta, înțelegi, că omul avea 1000 de lei și-a crescut cu 10 lei. Nu ți-e rușine, domnule, și alți stimați cetățeni, întrebați-l pe stăt locul. Nu e rușine, băi, omul știuia ca să facă chestia asta. Acum, așa, Nicola. S-a scris scenariu. Da, am scris ceva că... Măcanu, nu știu unde aici am scris, acum am observat o leacă că el la Criulene astăzi a fost Dodon și în sfârșit am văzut niște femei, niște oameni înțelepți care strigau, înțelegi, acolo, ticălosule, și ai la făcut fel, și... La Fălești mai tincă locuituit. La asta ea. Și mă gândesc că totuși sunt oameni și oameni care mai înțeleg lucrurile astea. Și se face. Așa, altă întrebare am vrut eu să o spun totuși astăzi despre Mocanu. Am mai spus eu o dată de Mocanu, acum am ascultat încă o dată emisiunea lui și el spune, cere cumva, că nu cumva Maia Sandu să treacă, dar ce să facem noi ca el să nu aibă rating să nu aibă, că cât mai puțin să votăm. Și cred eu că el să îndeplinească dorința asta, să aduce și să vota pentru Dodon. Cum l-ai da, un vot în plus încolo ar merge din partea aceea. Apoi, iar așa, mă întreb, și gânduri, cum gândește omul ăsta? Așa, întrebau cineva acolo ce să facă, cum să strice buletinul și el încuvențează, da, fă, scrie acolo prostii pe buletinul și ala, numai să nu votez. Acum ne gândim iar, dacă ar și la Parlament, așa că el așa are de gând, apoi noi dăm lui Dodon 70% în Parlament. Și atunci domnul Mocanu și ceilalți, așa am rămas cu ceva gol, că procuratura tot ar fi în mâinile lor și noi să mai pot scoate capul, măcar să spui o vorbă împotriva lor. Asta ne dorește domnul Mocanu și luptă și el în felul lui, cumva, dar noi cu așa odată mai extremat, că asta, Nicolae I, Nicolae I scria că mâini Nicolae I reșile. Dar Mocanu spune că noi, Partidul Democratic, eu, Sergiu Mocanu și Daniela Bodrug, am hotărât și noi am să facem, nu știu ce am să facem. Așa că acela care e Bucovina și sudul Moldovei.